la, cum îi zice, popasul de dimineață, nu ăla de după amiază, este asta da dimineață, unde invitatul nostru, bine cunoscut dumneavoastră, prietenul postului nostru, putem zice, este domnul primar Adrian Popoiu, venit tumnai de la Siret pe gerul ăsta, cum e spre polul nordului, drumul domnului. Bună dimineața, prieteni dragi! Da, e polul frigului dimineață. Să știți, în oraș erau -7, -8 grade, dar pe malul Siretului, când veneau colegii care stau acolo, erau -12 grade. Rău, Și știm foarte da. bine că există o diferență. Data aceasta a fost de 4 grade, un pic cam mult, dar să știți că râul Siret afectează destul de mult confortul termic al Cu siguranță, siretenilor, da. mai ales a celor care stau în preajma râului Siret. De Deci... aceea putem spune polul frigului Păi, acum, da, dacă e e nițel mai încolo de Rădăuți. dacă stațiunea Da. meteorologică era Rădăuți, se pare că Da. întotdeauna temperaturile de la Rădăuți sunt întotdeauna cele mai scăzute, deși poate la noi câteodată este mai rece, dar dacă E mai rece nu avem senzația în lungul Albiei, exact. oricărui râu e mai... Dar dacă nu avem acolo controlul acesta meteorologic, Da. întotdeauna la Rădăuți este mai rece decât la Siret. Da. Da. Să vă urez un an bun și Mulțumesc frumos! realegere ușoară dacă e Mulțumesc din cu suflet! candidați. Da. Realegerea, să știți că va fi făcută în funcție și de performanțele primarului și Păi și a rezultat. aveți dubii? Și a rezultat. Vă suspectați că n-ați avut Și a performanțe? rezultatelor echipei, nu Da, numai decât aia, da, ale corect. primarului. Sigur, voi candida, dar în același timp să fim sănătoși. Mai este un pic de timp. Să nu uităm că undeva anul trecut, cred că în luna septembrie-octombrie, decizia partidului a fost ca cei care sunt în funcția de primar din partea Partidului Național Liberal să candideze în continuare, doar dacă există poate voci care nu Dacă mai îi vor să bate gând continuă. de trădare, da? Nu, Sau nu? chiar n-au Nu-i... fost aici, nu știu, Da. Suceava, nu știu decât un singur caz care și S-a acela, discutat la dacă. conferința aia Exact. anuală de sfârșit de an. Da. Și un candidat, deci probabil mai sunt dintre colegii mei, dar undeva primarii sunt un pic mai în vârstă. Sigur, deja problemele de zi cu Da. zi sunt extrem de provocatoare, ca să nu spun grele, și e nevoie de putere de muncă. Și sigur că n-ai deja poate o vârstă mai înaintată, aproape 70 de ani sau peste 70 de ani, nu Asta este e tocmai ușor. înaintată, da. Vedeți, noi îl chemăm și dumneavoastră ne jignește. Da, Am o împlinit vârstă. 70. Bă. De când nu ne-am văzut, eu am împlinit 70. Mulți La înainte, fel și sigur, și dumneavoastră. acum încerc să mă scot cumva în Da, ghilimele. Sunt nu, dar nu și ne-ați înjurat că aia de la televizor. Deci un da, bătrân de șapte, un senior. un bătrân de 58 de ani, a fost mult sunteți nebun, adică cum? Da. Da, sunt persoane care la 70 de ani sunt extrem de active și știu foarte Mie îmi bine și vă spuneți. dau un singur exemplu. Sunt în Da. zona mea de influență Da. politică cumva. Comuna Dornești. Da. Primarul are 72 de ani, dar are o tenacitate Mulțumesc. și o putere Da. de muncă fantastică. Da. De ce nu? Uitați. Da. Știți, noi ne grăbim să-i Da. îngropăm pe ăștia săriți de o M-am grăbit vârstă. eu. Păi, nu, doamne, sfinte, n-ați zis nicio răutate. Am forțat eu nota. Așadar, ar fi al câtelea mandat, dacă... Al cincilea mandat, sunt Cincilea al mandat. patrulea. Vă duc Să știți că nervul și puterile, nu? nu e tocmai ușor. V-am spus, Știu, pui, de provocările asta și întreb. sunt uriașe. Munca, la fel, este una extrem de intensă. Mă trezesc întotdeauna, fiecare dimineață, înaintea tuturor celor care se trezesc în familia mea, evident. Începem treaba undeva la ora 6, jumate, 7, punem țara la cale cu direcția tehnică, cu cei de la servicii comunale. Deci Da. începem activitatea propunându-ne ce mai facem azi sau ce probleme au fost ieri care au rămas, evident, restante, că niciodată nu reușesc să termin lucrurile într-o localitate, într-un oraș. Și apoi de la ora 8, cumva intrăm în activitatea propriu-zisă a primăriei, până la ora 8 de la 7.
avem activitatea administrativă cumva a întregului oraș, curățenie, drumuri, probleme de zi cu zi. Sunt și aici, bun, poate exagerez puțin, dar să știți că de multe ori suntem un fel de mașă comunală și nu știi pe ce să pui mâna și ce lucruri trebuie să rezolvi. Și de multe ori poate că nici nu sunt în datorirea ta să le îndeplinești. Dar nu poți să... Dar nu poți să le lași, fiindcă da. Nu are cine. Și bă, iarăși, aici, da. Vă dau un singur exemplu. Și la urmă, dacă e ceva ce nu merge sau se strică sau nu știu, la urmă, tot la primărie se sparge, nu? În capul primarului. Bă, ăștia de la primărie n-au făcut nici, n-au fost în stare nici, nu? Asta e exact. Psihologia omului. Sunt lucruri care, până la urmă, nu ne aparțin așa de cum vă spuneam. Și vă dau un singur exemplu. Se adună foarte multe gunoaie și știm din ce motiv. E voie să intervii, trebuie să treci la lucru și trebuie cât de cât să schimbi aspectul estetic al mediului înconjurător. Gândiți-vă că nu sunt chiar foarte atenți cei care trec pe lângă orașul Sire. Și aici mă refer nu numai la șoferii străini, sunt și ai noștri. Da, destul se adaugă asta. Se adaugă. Plus, sunt și alte străzi cumva care iarăși noi strângem gunoaiele în fiecare zi de la blocuri și o dată pe săptămână de la case. Este puțin anormal să vezi că sunt aruncate gunoaie undeva pe câmp de către persoane care chiar plătesc serviciile de salubritate, ori taxa de salubritate, ori serviciul de salubritate de la cei de la servicii comunale. Deci undeva există așa... Vine să-i ia cineva cu condiția să-l găsească acolo. Exact, cel puțin o dată pe săptămână. Aici avem și noi mirarea noastră, dar probabil mai sunt scăpări, probabil mai sunt oameni care poate că nu plătesc această taxă de salubrizare. Și atunci, ca să se ascundă, probabil mai fac și aceste gesturi. Și sigur, mai trebuie să intervenim. Sunt și alte intervenții care nu ne aparțin, dar aici mă opresc cumva doar aceste două exemple. Sunt, cred că, deja vreo 3 ani de când n-am mai ajuns la Rogojești. Tot am amenințat că vin și buzii când trec pe acolo. Nu mi s-a întâmplat să ajung. Siretul aduce gunoaie și din sus sau stai specificul românesc? Pentru că toate apele din toată țara, eu știu, fiul meu merge la pescuit la Bicaz frecvent și mi-a adus fotografii de acolo, m-am cutremurat. Deci munți de peturi și de astea aduse după câte o ploaie aduce apa exact. Nenorocire din exact. Munte. Acest lucru am vrut să-l amintesc. Întotdeauna gunoaiele se aduc atunci când ploile sunt abundente și cred că sunt niște gropi de gunoi în Ucraina, mai sus, care probabil sunt sparte și vin la foarte multe gunoaie și mai ales peturi. E posibil să fie tot așa gropi de gunoi care nu sunt autorizate. Se aruncă probabil în cetățeni și ajung la noi. Acum știu că cei de la Apele Române se îngrijesc cumva să strângă aceste peturi. Nu știu acum să fie peturi și cred că spun adevărul, cred că e destul de curat, dar în condițiile în care vremea este una normală, nu se întâmplă. Când se încălzește și iese luna la picnic, automat izborăți și munții de gunoi. Și să știți că sunt foarte mulți oameni care merg la pescuit, merg cu barca. Se pare că lumea încet încet se mai civilizează. Mai sunt așa pe aici, pe acolo, aruncate peturi sau vârtii. Dar cred că fiecare își strânge într-un săculeț tot ceea ce a consumat și deci duc în alte locuri autorizate. N-am lăsat niciodată un capăt de ață pe mal. Ba din potriva, am strâns în jurul meu de câte ori m-am fixat. Eu nu mă duc pe 3 ore, mă duc pe 2 zile jumătate, cel puțin când mă duc, mă instalez, fac tabără, nu? Curăț tot ce e în zonă, pun în saci, am totdeauna în mașină saci de aia mari de plastic și chiar mă isterizez adesea când văd câtă nesimțire zace și în noi pescari. Fără să... Dar asta e, suferim. Deci acum aveți posibilitatea după 3 ani să
Să vin. Deci cum se crăcănează, eu știu că cum vin, să știți. Da, chiar că acum iarăși spun din afirmațiile altora, se merge la copcă. Da, știu, dar ăia tinerii, nu. Aici mă declar bătrânul ăla de 70, nu mersi, am înghețat destul la copci, nu mai trebuie. Am înțeles. Da, știu care mergeam și eu, cum să nu, vai. Asta am lămurit-o. Hai să o lămurim un pic pe aia la altă, aia gravă. Ați mâncat tocăniță de aia la ceaun, tocăniță de berbec la ceaun în vamă, cum am văzut că se pace în vamă asiră de către protestatari? V-au invitat da, la... Să știți că... Băi, știți cum, e, cum zice vorba din popor, îmi curgeau palele privind la televizor ceaunul ăla cu berbecuța acolo, ne puneam de poftă. În antiteză cu ce spunea Mihail Sadoveanu undeva acum 100 de ani, Siretul nu este locul unde nu se întâmplă nimic. Da. Da, suntem, nu ne plictisim și da, avem permanent da, mai bine moare, mai doar da, și aici nu mai spun de pandemie, continui puțin cu refugiații, unde am avut foarte multe provocări și foarte multă treabă. Continui după aceea cu tirurile, care de cele mai multe ori au încurcat mobilitatea noastră către Rădăuți, Suceava și chiar confortul cetățenilor vis-a-vis de aspectul curățenie și așa mai departe. Continuăm acum cu aceste proteste care se desfășoară tot pe raza orașului Siret. Ce m-a deranjat cumva a fost poate o manifestare de ieri care cumva a blocat circulația în oraș. Până acum înțelegeam că această manifestare se desfășura în zona Vămii, mai departe da, de oraș. 10 pe oră, chestii de astea am auzit da, fel de fel. Da. Aseară, nici aia nu e în regulă. Dacă vrei să mergi din centrul orașului până la port, deci e vorba de jumătate de kilometru, un kilometru să spunem, da, vrea să faci jumătate de oră, lucru care nu este chiar normal pentru cetățenii din oraș. Da. E bine să meargă lumea mai înspre vamă, dar nu puteau să meargă mai înspre vamă, fiindcă erau alte organe de ordine care îi blocau și ca să facă cumva această grevă spontană, au găsit această soluție să meargă cu 0-1 km la oră sau cât, cea mai mică viteză, da, dat pe abari și nu poți să-i depășești, că e coloană destul de mare, linia continuă de cele mai multe ori și trebuia să stai în spatele acestor oameni. Există așa și o lipsă de empatie și poate un pic de egoism. În același timp să știți că protestatarii au și dreptate. E fond, dreptate e numai a lor. Clar, evident că da. Și aici vă dau iarăși un exemplu. Socrul meu a fost până acum 3 ani, Dumnezeu să-l odihnească, un zootehnist de frunte al orașului. A avut foarte multe oi, le-a îngrijit, animale și așa mai departe. Și știu de greutățile provocate de, eu știu, instabilitatea legislativă și așa mai departe. Și mi-aduc aminte, acum 4-5 ani, socrul meu era la Parlament rupând gardurile acolo. Au fost și atunci, dacă da, 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 2018, cred. Uh-huh. Ești da, 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 manifestări destul de serioase, unde chiar știu că s-au luat și niște măsuri pentru sprijinul fermierilor. Același lucru cred că se va întâmpla și acum, dar cred că ar trebui cumva să existe mai puțină manipulare. Pe aici iarăși mă întorc și spun ce caută acel domn Andruș, care se știe foarte clar, a candidat de mai multe ori din partea unui partid important în județul Botoșan, într-o comună. Se știe foarte clar și partidul, deci nu e nimic ascuns. În condițiile în care ai făcut politică, e clar că urmărești un scop. Da, e bine că acum... Omul nu-i pe treaba lui. Deci l-am văzut și la gala umorului și n-are nici umor, n-are nici nimic. Este, dacă mi se permite, cel mai blând cuvânt care mi iese pe gura acum,
permis, că nu știu dacă-ți permis, un tântălău care crede despre el că e deșteptul pământului și el este vai de sufletul lui la cap, da, adică a IQ 14. A reușit cumva să capaciteze lumea, dacă a văzut, a reușit să o mobilizeze chiar la un moment dat, până când oamenii și-au dat seama cu cine au de-a face. Și apreciez faptul că cumva protestatarii s-au disociat de oamenii politici. Lucru absolut fantastic, care până la urmă arată că ei sunt o forță și nu doresc altceva decât exact ce au spus, deci să-și apere, interes. Munca și interesul, exact. Și ăștia cu politicul să-și vadă de politicul lor, nu să le încalice manifestațiile. Da? De aceea cred că cea mai bună soluție e să fac în continuare demersuri către Parlament, către Guvern și deja astăzi se discută deja o parte din revendicări în Parlamentul României și atunci poate vor câștiga și o serie de... Aici apare și un lanț de paradoxuri, pentru că eu am înțeles că o mare parte din revendicările astea, referitoare direct pe venit, pe bani, pe cheltuirile lor și pe nu știu ce, erau deja rezolvate și prinse în bugetul pe anul în curs. Deci toate, o bună parte din ele. De cine are interesul să reitereze cât să țină țara în tensiune? Că aici una din, iar a doua nu pot să nu remarc, am și popularizat, eram transmis-o prietenilor și fiului meu din străinătate, manifestația aia a lui Șoșoacă, care a vrut să aibă 5.000 de oameni și 200 de camioane și tractare și au venit 6 ei partidul și alți 4 manifestanți și un camion. Deci mor de râs. Când faci așa ceva, poți să mor de râs, ceea ce confirmă ce a spus dumneavoastră. Oamenii își văd ale lor și ăștia cu partidul care n-au, îi furnică, îi mănâncă. Da. I-am meritat, Șoșoacă merita așa. Și cred că problemele cele mai mari și cu siguranță se va găsi o rezolvare, sunt fermierii care cultivă pământurile și mai puțin cei din zona zootehnică. Bine, da. Aici mă refer strict la relația noastră cu Ucraina. Deci probabil au fost acei transportatori din Ucraina care deșertau pe drum la preț de nimic. Cu foarte mult grâu, sau cel puțin cereale în România, grâu și porumb, probabil și porumb, nu știu, grâu cu siguranță. Deși legislația le interzicea pe teritoriul României să deșarte, așa cum spuneți dumneavoastră, o parte din acel grâu sau grâul acela în totalitate, nemai fiind fiscalizat și nemai fiind verificat, da. Atunci a scăzut într-adevăr prețul foarte mult. Deci aici există cumva o justificare pentru aceste manifestări care au fost destul de dure. În același timp, cred că statul român poate găsi o variantă ca acel tir să fie în vamă fiscalizat, sau cum se numește operațiunea, și mai departe și monitorizat pe tot traseu, exact. Unde te duci, mă, acolo, hai să vedem cum ajungi tu acolo. Trasabilitatea până la Constanță să fie una monitorizată și atunci. Cu toate astea sunt așa un abur, un vis, da, ar trebui să sau vom face, nu face nimeni nimic. Deci nu dau decât cu părerea, e posibil ca prețul acesta să fie mic din cauza datorită unei producții mari. Nu pot să știi, dar în același timp totuși cred că aici agricultorii au dreptate și cred că acest preț al grâului foarte mic datorează acestui. Pe de altă parte mai intervine un fenomen care pe mine m-a deranjat, așa omenește vorbind. Deci oamenii ăștia, șoferii care sunt în stradă, eu i-am înțeles și înțeleg, am prieteni, șoferi, și de tiri și de toate. Și e o viață grea, mai ales chestia asta cu Schengen-ul, care e groaznică, și stau zile și nopți, așteaptă până toate vămile Europei să se îndure unul să le dea drumul. Iar ucrainenii vin la liber, deci ei trec, da? Bun. Dar intervine și chestia altă, când ei blocat și nu-i mai lași să treacă, tu șofer român, nu te gândești că și ăla e tot șofer? Îl bagi în chinurile tale, de ce și pe ăla? Iar un prieten, încă o secundă, un prieten din străinătate mi-a zis așa, da, zice așa, e suferă ăștia, zice, dar de ce nu faceți voi război? Intrați voi în război cu rușii și să vedeți cum e când ești în stare de război și caută soluții. A, e și asta discuție. Spuneam de o lipsă de empatie și un pic de egoism, care e caracteristic poporului român, asta e clar.
Dar paradoxal este faptul că cumva ucraineană de vreo 6-7 zile se dau foarte mult transportatori din România. Pe O partea aia altă altă, mulțime, partea da, cealaltă. care nu mai putea să Și întoarcă, da? săracii chiar Da. erau cumva chinuiți și să știți că și eu au fost supuși acolo unor Sigur, presiuni. Și sigur. faceți voi, dar faceți și voi ceva Da. pentru toți, că stați și voi aici blocați. Ei, cred că până la urmă cei care au făcut presiuni cele mai mari au fost cei din ambasada Turciei. Chiar prin relațiile noastre mai eram și noi sunați și ne spuneam, domnule, ce se întâmplă acolo? Chiar nu se poate face nimic. Sigur, nu puteai să faci nimic la primăria Siret, nici Da. măcar de la județ. Da, n-ai Măsurile au cum, păi fost cum să luate te, de la da, București și ce, clar, la un moment da. dat, s-a intervenit un pic mai în forță, deși lucrurile au fost chiar gestionate mai mult decât amical și amiabil. Au fost probleme, au reușit jandarmii într-un termen destul de scurt să restabilească cumva traseul tirurilor și atunci de 2 zile, de cât de sâmbătă seara, de vineri seara, deja circulația către vamă este una normală în momentul de față. Și nu se mai face tocăniță de E verbe. că nu se mai Aceau. face tocănița de bebe la cea unci. Iarăși ce am Da. apreciat, totuși protestatarii, să știți că Extraordinar. Așa mi-a plăcut. au fost civilizați și gunoaiele le-au Dai. strâns frumos și el în Nu mă De data liniștire. asta, Da, de da. data asta chiar Da. au fost civilizați Da. și nu ne-au creat nici nouă Da. probleme să mergem mai departe să facem curățenie. Da, asta vreau să întreb. Restul Da. de problemele de igienă personală, necesitățile, cum s-au E că ce au avut schimb administrat. acolo și Făceau acum cu schimb, noi, mai plăceau, mai da, chiar plecau, da? plecam, sigur că dacă Da. nu, Toalete nu știu dacă ecologice sunt mai în avem niște zonă, există? toalete mult spus E, ecologice, toalete, da, da, sunt toalete, toalete de sunt, plastic, da. da, există Da. și posibilitatea ca gunoaiele să fie aruncate în niște buncăre, sunt acele toalete în zona vămii, deci cumva minim de confort este asigurat, dar în același timp, sigur, nu puteau să stea oamenii acolo 4, 5, 6 zile, mai greu cu cei șoferi de pe tiruri, care, clar, Da, au rămas ești acolo și la un sărăcuții. moment Da. dat a fost și acea manifestare în centrul orașului, evident, iarăși Nu orașul știu Siret a că... fost Da. cumva din nou necăjit, să spunem. În centrul orașului au venit și pur și simplu șoferii de pe tiruri, au venit îmbrăcați corespunzător în veste reflectorizante și s-au plimbat pe trecerea de pietoni. Au venit imediat Niște, jandarmii, da, da, și blocau. cumva i-au dat într-o parte. Oamenii au spus de ce protestează, aveau purtători de cuvânt, știau foarte bine românește, probabil erau și șoferi români printre Da. acei tiriști. Și cumva s-a stabilit la acea, nu știu dacă pot să-i spun, au reușit manifestanții ca 10 tiruri pe oră să poată merge către, să poată circula către vamă. Și atunci cumva s-a deblocat în primă fază ca tirurile care stăteau la intrare în orașul Siret către vamă să se poată deplasa încet, încet, cumva, timpii de așteptare a celor de acolo să fie cumva cât de cât scurtați. Da. Estimați un moment al adevărului că se sistează. În momentul de față, dimineață nu se întâmpla nimic, se circula normal. Vamarea tirurilor și trecerea lor prin vamă se face natural, fără impedimente. Da. Deci, în momentul de față, cumva am ajuns la timpii de așteptare de acum 7-8 zile, până când încet, încet se va Da. termina și coada, care este una destul de mărișoare în momentul de față. Da, asta era următoarea întrebare. Pe drum către încoace. Cam mai fost în decembrie o bucățică, vreo 2 zile în care iar erau camioanele până la Dărmănești. Nu erau până Dărmănești, dar venim pe drumul dinspre Da? Suceava, nu știu unde este coada, dar este undeva la Bălcăuțe în momentul de față, deci sunt vreo 6 km. Mică.
Toate mică, prin comparație cu precedentele, da. Hai să vedem ce s-a terminat, când, cum și în ce fel, și să trecem la ale slujbei, că astea sunt colaterale, nu? Asta. Cum stați cu proiectele, ce s-a mai încheiat, ce s-a încapeați niște termene? Prin octombrie erau unele care trebuiau finalizate, da. Chestia cu banii care v-a împiedicat destul de vădit în finalizări. Am să trec așa foarte repede prin proiectele terminate. În 9 decembrie au fost recepționate mai multe lucrări. Pe data de 20 decembrie a fost recepționată clădirea Parcului Științific și Tehnologic, care o realizăm împreună cu Universitatea din Suceava și Consiliul Județean. Urmează acum. Deci a fost finalizată clădirea. Urmează acum să îmbrăcăm aceste două construcții cu toate dotările care au fost deja achiziționate și ele urmează să fie instalate. Pe data de 28 a fost recepționat extinderea ambulatorului spitalului de boli cronice, tot clădirea. Da. Urmează acum dotările care tot au fost achiziționate să fie puse, o parte din ele deja sunt asamblate. Tot pe data de 28 decembrie a recepționat aproape 7 km de drum. Tot pe data de 28 decembrie am recepționat un centru recreativ în cartierul Pădureni. De asemenea, am recepționat pe aceeași dată 3 blocuri de locuințe sociale cu 39 de unități locative și un centru de zi pentru seniori, pentru nu mai se da, da, pentru polțile, da. Casă meu. Da. Așa și cam astea cred că au fost obiectivele. Suntem foarte aproape de finalizare și, din nefericire, n-am reușit să le recepționăm până pe 31 decembrie. Și aici mă refer la celălalt proiect integrat, care are mai multe obiective și aici mă refer în primul rând la Muzeul de Istorie din Oraș Siret, care va fi recepționat probabil în luna februarie, dar e posibil chiar până la sfârșitul lunii să avem o recepție, tot la clădire. Parcurile din centrul orașului, tot probabil în luna februarie, la fel centrul de educație permanentă și tot ceea ce este acolo prevăzut un teren de sport. Da. Și aceste obiective, sigur, vor veni așa să întregească munca noastră de ceva timp. Dacă e să mă uit în spate, sunt câțiva ani buni, chiar 5-6 ani de când lucrăm la aceste proiecte. Sigur, suntem așa puțin necăjiți că singura nerealizare cumva pe proiectele noastre europene, deși au fost foarte multe provocări, deși este clar aceste ajustări, aceste creșteri de prețuri ne-a creat destul de multe probleme, așa cum spuneați și dumneavoastră. N-am reușit să terminăm proiectul de modernizare a drumului județean, deci proiectul de mobilitate urbană, proiectul de reducere a consumului de dioxid de carbon în orașul Siret, prin înființarea transportului local și modernizarea drumului județean DG291A. Ei, aici nu mai e vina noastră. Asta erau și cele patru autobuze electrice. Patru autobuze electrice așteaptă. Ele sunt, le-am decepționat, așa. Le-am plătit. Cât timp sunt, sera mai bună. Deci, dar nu le putem utiliza din cauza faptului că n-am reușit să modernizăm drumul județean. Sigur, ține numai de finanțare sau și de forța de muncă? Nu. Că chiar dacă vin bani, ăsta prin ce se fac? Prin PNRR? Prin programul operațional regional. Ideea este că au fost lucrările de modernizare a drumului județean au fost calificate cu extinderea rețelei de apă și canal, realizate prin masterplanul gestionat de către firma aceea din Suceava. Din nefericire, în aproape 2 ani nu s-a reușit. Nu s-a făcut pasul așteptat. S-au terminat cumva lucrările, dar s-au terminat
exact la finalul lunii, în noiembrie 2023. Deci era puțin cam neprielnic să ne apucăm de lucru în luna decembrie. De aceea, acum ne așezăm, vedem din primăvară ce putem face. Am fazat acest proiect, din fericire se pot faza, dar banii europeni pe perioada 2014-2020 sunt pierduți. Am câștigat bani pe partea de mobilitate urbană din exercițiul financiar 2021-2027. Deci cumva este păcat că acești bani, vorba de un milion și ceva de mii de euro, un milion și vreo 500 de mii de euro, bani care au fost fazați pe perioada exercițiului financiar următor. Și acum vom încheia contractul de finanțare cu direct cu cei de la ADRP Adrameanț, fiindcă ei acum sunt autorități de management, și vom trece la treabă. Din primăvară vedem ce s-a stricat, ce se mai poate face până când intrăm efectiv pe finanțarea de bani europeni. Da, deci nu forța de muncă. Sau și, nu, adică forța de muncă, nu, aici primarul nostru cu asta s-a confruntat. Chiar dacă avea tot ce-i trebuia și banul și ăsta, nu avea executantul. A intrat pe Facebook ieri, este bine odată, în care zicea că în județul Vaslui, cărciumarii se gândesc să importe bețivi din Vietnam și Bangladesh, fiindcă bețivii locali au plecat la muncă în Italia. Așa se aici. Există o problemă, aici este clar. Sigur, de cele mai multe ori constructorii promit ceva. Sunt și constructori harnici, dar într-adevăr mai sunt și constructori care efectiv nu-și pot împărți forța de muncă. Se legumesc să contracteze lucrări, șantiere, nu? Da. Și asta e adevărat, dar în același timp se lăcomesc, să zicem, nu știu dacă e... Nu, așa îmi vine mie să zic. Nu mai găsesc forță de muncă și da? Nu e adevărat lucrul acesta, și atunci știu destul de mulți agenții economice, inclusiv din județ Suceava, care au apelat la resurse atrase, nu numai din Ucraina. Eu am pe ăștia pătruții care fac complexul ăla Avanera în dosul casei mele și când mi-au dărâmat gardul ca să construiască ei gard, am dat am venit în curte și vedeam numai maroniu așa. Și mă, băieți, voi de unde zici, eu sunt în Bangladesh, eu sunt în Pakistan, eu sunt... Nu era nimeni din altă parte a lumii decât de acolo. Băi, drăguți, vorbeau și harnici de norocire. Deci m-am uitat la ei, plăgeam un pic așa. Muncesc de rup, săracii de ei. Adică muncitorul român, dacă tot e să muncească atâta, mai bine ar munci el pe euro dincolo. Asta știu precis. Da, e adevărat. Eu, acum o realitate, se schimbă un pic natura resurselor umane din România. Dar să știți că încet, încet, odată cu creșterea salariilor, cred că mulți dintre românii se vor întoarce, asta e clar. Normal. Un proces firesc. Da. Vă să zic că ăsta cu calitatea vieții și cu... Ziceți că e în plină derulare și că după ce gata drumurile, pornim și autobuze. Deci aici electrici. Deci e un proiect de mobilitate urbană care, așa după cum vă spuneam, spune foarte clar că modernizarea drumurilor se face acolo unde transportul public local este unul activ. Și avem stații și linii de transport public local către Mănăstioara și Pădurei, deci este vorba de acest drum și de DG291. Și către Vamă, ne putem să începem de pe acum, numai că este puțin... Da, n-aveți loc de tiruri. Nu e numai asta, dar, mă, normal, când începem activitatea, trebuie să începem și cu cele trei linii, conform planului făcut înainte și a notei de fundamentare, care a fost foarte clar stabilit. Transportul local se realizează pe cele trei linii, cu anumit preț și cu anumit frecvență, plus calcul economic, foarte, foarte bine făcut. În condițiile în care vei avea patru autobuze electrice și doar o singură linie, atunci clar hai să mergem pierdere și nu știu dacă este foarte regulă lucrul.
Asta e mersul, nu cred că vă puteți pune de-a hoarța. Nu? Asta e deocamdată un curs așteptă puțin. Sistemul video stradal funcționează? Da, noi aici lucrăm pe PNRR pe multe paliere, inclusiv la semaforizare și digitalizare. Sistemul video stradal, așa cum spuneați dumneavoastră, e un proiect care este la faza în care am primit proiectul tehnic. Așa. Mai departe trebuie să obținem autorizațiile și avizele de la instituțiile statului și aici mă refer în primul rând la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, deci vorba de cei la drumuri și poduri Iași. Nu este chiar foarte facil și nu este foarte ușor de obținut, dar vom obține același lucru de la Poliția Română și ceilalți care își dau acordul mai ușor în acest proiect. Da, eu mă gândeam că e doar problema cu cetățeanul care zice, lasă-o, mă filmez pe mine, că intimitatea mea, viața mea privată, nu mă filmați voi când vreți voi, asta e una. Da. Iar cealaltă, vreau să văd, chiar nu știu despre ce e vorba. Sistemul ăsta, dacă ziceți că trebuie și de la poliție, și de la drumul, și de la nu știu care, e corelat și cu amenziile pentru viteze și cu toate alea sau nu? E, nu, adică, acum puteam să spun o minciună, dar da, nu se spune adevărul. Nu. Da. Nu, nu este corelat. Poate pe viitor, în condiții normale, dar deocamdată doar noi putem folosi aceste informații și mai departe, dacă au nevoie și celelalte instituții, le putem da, dar evident trebuie să ai și acordul poliției și a instituțiilor care... Mai ales în zone de frontieră, mă gândesc că e chiar necesar o chestie de asta, un sistem de ăla de recunoaștere facială, cum se folosește în toată lumea și cum toată lumea protestează în toată lumea. Da, e necesar. Ei, aici totuși deja discutăm de ceva mai complex și nu putem realiza acest lucru pe cei 3 km, aproape 4 km până în vamă. Deci undeva doar centrul orașului. Zona e critică. Îl asigurăm cu așa ceva mai departe. Sigur, e la limita UE, la limita zonei de război. Sunt multe. Iar costurile sunt mari și chiar costurile de monitorizare vor fi ureașe. De aceea cred că statul român ar trebui să se implice mai serios și atunci poate celelalte instituții ale statului, nu știu, poliția de frontieră, poliția... Statul român dacă vrea vreodată în Schengen, că nu vrea. Că dacă vrea eram în Schengen, nu suntem în Schengen. Deci asta e o bazacune. Trec acum la politicianul Popoiu. Cum vă sună chestia asta? Că mie îmi sună, dincolo de dezinformare, bat jocul. Deci eu, cetățean, sunt luat la mișto când mi se spune că sunt în Schengen prin aer și pe mări și oceane. Dacă o iau până Atlantic, sunt în Schengenul care e pe continent. Ceva nu-i bun. Am să mă întorc la proiectele... Vă rog, propus, dacă... Am să mă întorc după ce am răspuns. Da. Știți că una dintre cele mai mari dezamăgiri ale mele personal, mai ales după ce am intervenit la graniță și am dat dovadă de civilizație și de normalitate, plus, nu mai spun de empatie și așa mai departe, n-am crezut o clipă că nu vom intra cu adevărat în spațiu Schengen. Mai ales după exemplu Siret. N-a fost doar aportul primarului, Doamne ferește, deci sub nicio formă. Am muncit și noi acolo. Au fost toate instituțiile statului care au pus așa cap la cap și au făcut cu adevărat datoria, plus ONG-urile, că până la urmă, iarăși alături de stat, au fost oameni, au fost cei care au venit pur și simplu, natural, acolo, ce fac, cu ce pot să ajut. Și aceasta a dovedit că suntem capabili să intrăm și noi în Europa cu inima deschisă către valorile europene. Ei, atunci când se spunea deja că Germania, că cum mai spun de Austria, Olanda, sunt cumva împotriva, mă gândeam că e doar așa, o chestie trecătoare și o glumiță, ai mai negociat ceva, ce. Ei, portul nostru, da, și Austria, mă gândeam la oameni de afaceri, mulți aflați în România, OMV, da, Schweikhofer și așa mai departe.
uite că n-am intrat și cumva am rămas așa un pic un gust amar și dați-vă seama că și sentimentul nostru pro-european a scăzut, asta e foarte clar. Evident. Evident, încerc să mă mențin și să fiu în continuare pro-european, dar aici a fost așa o lovitură, o palmă dată, poporul român, asta este foarte clar. Reprezentanții poporului român însă în această cauză, respectiv guvernanții de la vârf, de ce nu se strâmbă și ei la ăia? De ce tot timpul au atitudinea asta de slugă în fața superputerii europene? Pentru că, da, și mă iei pe mine de prost. Deci eu, cetățean român, care aștept la fel ca dumneavoastră, visez, domnul, să fie să n-aia, și tu mă iei la mișto, mă. Deci în loc să-i zici, bă, îți bagă-ți mințele în cap că-s ca tine și ca el alții, nu-s mai prost, și dăm și mie, că nu o să aveți numai voi. Nu, nu-i zice lui, dar îmi zici mie, domnule, mare lovitor, a zice, dă-i m-a făcut ce, un prim pas, care pas, mă, până aia să mergi tu și cu soacră ta. Nu eu, că, da? Deci cât sunt în aer, sunt în șeie, când am pus piciorul pe zonă, mai sunt. Cum vine asta? Știți care e diferența între poporul român și poporul polonez, să zicem? Băi, nu. La noi e capul plecat, sada noastră. Și aia, piept înainte, băi, că n-are glanțe. Desculți, dar cu pinte. Deci chiar dacă sunt încăjiți, minunat. Sună frumos. Da, asta este diferența noastră, de aceea noi o să stăm în continuare cu capul plecat din nefericire și probabil nu o să avem o abordare așa mai dură. Poate că e și un sentiment așa de inferioritate. De știu, la ce să ni se tragă Dumnezeule, Doamne? Că... Până la urmă, exact cum ați spus, în aeroporturi, nu știu, am fost și eu în serenitate, nu știu dacă stăteam jumătate de oră, da, care oră mai mult decât ceilalți și existau așa două culoare, unul pentru cei care stăteau 30 secunde la rând și noi care stăteam 5 minute. Da, e extraordinar. Am dat lovitura, da, am câștigat 5 minute la un zbor. Și e clar, transportatorii suferă cel mai tare și în continuare există un sentiment naționalist acum, că sigur să nu mergem în partea cealaltă demagogică, dar există așa un sentiment mai naționalist. Păi da, de ce nu suntem apreciați la adevărata noastră valoare? Da, lucrul acesta cred că trebuie să-l spunem foarte clar și trebuie să spunem că undeva are de pierdut Europa în general, fiindcă o să vedem la alegerile europarlamentare. Da, dar Europa așteaptă toate partidele care sunt pro-Europa să fie acolo un vârf, dacă se poate 99% ei, nu va fi chiar foarte ușor. Asta e clar. Da. Vin ceva. Da, de aceea și din cauza lor, poate acest vânt pro-european nu este unul, eu știu, pe buzele tuturor, dacă eram 70-80% cumva cu sentimentele pro-europene, încet încet procentul acesta a mai scăzut. Dar nu chiar foarte mult că să fim așa foarte îngrijorați, dar cred că acest spațiu Schengen ne-ar apropia cu siguranță mult mai mult de Europa. Categoric, da. Diferență imensă. Dacă tot am scăpat în Europa, mai revenim un pic în partea asta altă Europei. Doar să vă învecinați direct cu una din țările din afara Europei. În partea elaltă, mai la vale puțin, mai e o țară condusă de o doamnă care a început să importe valori românești. Pune la banca lor președinte român, a adus și un judecător de toată panorama, deci unde la mi-e și jenă, n-am cuvinte să-l descriu pe băiatul, cum suntem căitescul ăla așa, iar doamna a luat o șpagă de 30.000 de euro, zic analiștii. Dumneavoastră ca primar ați avut vreodată gândul să-l mituiți pe președintele Ucrainei cu niște bani acolo din fonduri? Știți ce spunea primarul Lungu? Dacă o să te întrebi ceva reporterul și nu o să răspund, nu o să aveți puterea să răspundeți la întrebare. Am să spun ce vreau. Am să spun ce vreau puțin. De pe locul ăsta, domnul Lungu, la ultima zis, Dodo, zice, tu întreabă ce vrei, că eu răspund ce vreau eu. Acum am să vă răspund așa, în felul ăsta. Da. Siretu, să știți că nu se învecinează numai cu Ucraina. Siretu se învecinează cumva cu toată Europa și o să vă spun și de ce.
Noi facem parte dintr-o asociație care se numește Duzelaj. Această asociație are câte un orășel din fiecare țară membră a Uniunii Europene, inclusiv din Croația. Atenție, da. Croația a intrat un pic mai târziu în european. Dar sunt 27 de orașe care noi suntem înfrățiți în momentul de față. Ei, nu avem nicio înfrățire cu Republica Moldova încă. Poate voi face să văd de ce a făcut lucrul ăsta. Sigur sunt pe lângă acest subiect. Nu știu. Știu de doamna, cum o cheamă, fostă ministră a... Dar de ce mi-a spus chiar nu știu. În același timp, m-am dus în Republica Moldova acum vreo 10 ani și am vizitat-o anul trecut. Știți că diferența pro-europeană se vede de la o poștă și limba română. Se vorbește. Da. Deci cu siguranță. Când are devenit română, e altceva decât moldovenească de până la. Se vede, da? Foarte clar curentul pro-european, deci de departe Moldova este mai aproape de Europa. Sigur că aceste greșeli, derapaje groaznice. Dor, dar da? În același timp, eu cred că poate sunt niște derapaje de moment. Și da, nu al ei, deci nu pe Maia Sandu, că ăla de la Timișoara, omologul dumneavoastră, nu știu ce fi fost în mintea ale, deci chiar mă pricep. Cum să steagă prin cap așa ce? Da. Da. Considerăm închis subiectul, da? Da. Altă întrebare. Locul pentru specialiștii din sănătate și au apărut specialiștii și s-a finalizat locul? Da, iarăși am să mă întorc puțin la proiectul, da, PNRR, că nu le-am terminat, am început cu unul, da, și ne-am oprit la el. Da. Suntem în fază de licitație la un bloc pentru specialiști. Așa. Este finanțat prin PNRR și în momentul de față, dacă l-am scos la licitație zilele trecute, probabil undeva în aprilie, mai, sperăm să avem constructor. Termenul de finalizare este pentru toate celelalte proiecte din PNR până pe 31 decembrie 2026, dar cu siguranță îl vom termina mai, îl vom finaliza mai repede. Am pornit licitațiile pentru două clădiri ale colegiului Lascu Vodă, reabilitare termică, tot reabilitare termică la spitalul. Dar Lascu tot ați avut lucrări în permanență, da, tot am un obiectiv, exact, de permanență. Dar cele două clădiri au rămas cumva nemodernizate și chiar ne-a prins bine acest program PNRR. Scoatem în licitație acum și dotările la școli și grădinițe, școală generală și liceu. Și atunci vom avea dotări noi care le vom putea folosi pe o perioadă destul de lungă de acum înainte, fiindcă aceste dotări vor îmbunătăți foarte, foarte mult activitatea școlară. Și termin cu blocul ANL, aici ne legăm cumva de fonduri de la Compania Națională de la Agenția Națională pentru Locuințe în București. A fost așa o perioadă în care constructorul a dat faliment, chiar dacă mai avea foarte puțin de lucru, 3-4%. Acest 3-4% a fost lucrat în această iarnă și sperăm de la februarie în martie să fie recepționat blocul și atunci cei care își doresc să acceseze la o locuință acolo, s-o poate face în cel mai scurt timp. Nevoia de locuință este clară, evidentă. Am văzut acum, am făcut așa o simulare, sunt destul de multe cereri. Nu o să rămânem cu aceste unități locative neocupate. Sunt în total 24-63, cam 80 de unități locative. 63 care le vom da drum acum în primăvară. Și încă 12 de specialiști preconizat pentru nu se pune problema aici, mă refer la învățământ și sănătate. Da. Siguranță sunt mai mulți, sunt foarte mulți navetiști, doctor din Ucraina, deci chiar avem și cel puțin medicină, clar, marelor majoritate sunt navetiști și știu
medici tineri care vor să rămână în oraș fără COVID. Da, pe în general, omul vrea să stabilească undeva, să-și fixeze baza și da, să-și facă familia și să știe un rost al lui. Da. Doamne ajută să iasă. Cu sportul cum stăm? Să știți că stăm un pic mai bine și aici mă refer în primul rând la infrastructură. În afară de rezultatele sportivilor sireteni, da, am să mă refer strict la infrastructură. De ce spun lucrul acesta? Am trecut în primăvară, adică în mart, în aprilie, în mai, iulie chiar, pompierii au plecat de baza noastră sportivă de pe stadion, da, și-au mutat cortul, le-am săvărat niște poze. Da. A fost o muncă destul de serioasă de refacere a gazonului, care n-a fost una foarte ușoară. Am încercat să găsim și variante necostisitoare, fiindcă am apelat la înlocuirea brazdelor, dar aici deja vorbeam de câteva zeci de mii de euro, dacă nu chiar sute de mii de euro. Și am reușit cu oamenii noștri din primărie să reînsămânțăm, să recilindrăm, să așezăm acest teren în așa fel încât el să poată fi folosit în această primăvară. Da. Deci, din acest punct de vedere, da, deocamdată toți cei care vor să desfășoare activități sportive în aer liber, în afară de mai multe terenuri artificiale și chiar pe faleză avem un teren natural, numai că este un teren mai mic, dacă vor un teren mai mare, trebuie să meargă în alte localități. Lucrare nu este foarte normal, mai ales că la nivel de copii, datorită unui profesor de sport foarte activ, Alin Tatal, avem echipe de juniori, la nu știu câte categorii, câte la 5-6 categorii. Da. Deci chiar e o activitate așa intensă. Se joacă doar în sală de sport, doar pe terenurile de sport din orașul Siret, care sunt 3, o sală de sport, 1, sunt 5 terenuri de sport care pot fi folosite oricând. Și pe stadion, din nefericire, mai puțin. Da. Dar din această primăvară se va putea merge. Sperăm să reziste terenul. Nu va fi ușor, fiindcă e destul de complicată această poveste de înțelenire a ierbii în, da, în teren. Că trebuie atenție și imediat se strică dacă nu este foarte, foarte bine echilibrat și așezat. Da, plus clima în sine, adică că cât ești mai spre nord, cu atât mai greu. Dar avem vice-campion la pentru, nu știu, cred că a 4-a, 5-a oară, n-a reușit încă campion național la lupte greco. Da. Romane, la culturism, l-avem și e culturism nu amator, e undeva da, la partea de profesioniști unde e destul de greu de accesat. Deci avem copii buni, avem oameni care performează. Din nefericire, poate nu avem noi atâtea resurse să putem canotaj, iar așa am exporturi acvatice, noi da, în locul caiac, ca noi, canotaj. Avem și campion mondial, avem și bici campion european. Dar, repet, nu se poate de bine financiar și aici fiind poate și forța noastră financiară un pic mai mică, dar totuși sunt copii care performează și sunt profesori foarte bun și dedicat. Cu fotbalul rezolvăm noi, deci aducem Botoșani aici, mai ales că rămâne, na, după ce a Bătăși Pătuși, și vă dăm Foresta. Luați-o, faceți să știți că la noi nu iese nimic. Cam, eu am făcut ceva sport și am jucat destul de mult timp fotbal la Siret și nu numai. După o lungă perioadă de timp, m-am dus la Botoșani și le-am portat noroc, cu siguranță, ieri. Doar ați fost acolo pe stadion? Extraordinar, m-ați terminat. Dar după foarte, după o lungă perioadă, da, deci le-am portat cu siguranță noroc, dacă i-au și câștigat, că nu am fost eu la meciul de ieri. Da. Florescu e cel mai bun din țară în momentul ăsta, mie așa mi se pare. Are fiul cu dumneavoastră, probabil, din partea aceasta. Nu știu, nu neapărat. E un
fotbalist. Se pare excepțional, deci e într-o mare formă și de multă vreme, mult peste el. Bine, dacă vorbim de Pitici, și Mitrița a jucat aseară într-un ce, mare ce fel. Ce treceam la Botoșani, gândiți-vă că ei sunt pe ultimul loc, dar au salariile la zi și confortul financiar asigurat și mai mult conducerea echipei încurajează tot timpul și spune avem încredere în voi, aveți și voi încredere în voi, mergeți înainte și nu vă lăsați. Deci gândiți-vă ce conducere și acest domn Iftimie, ce treabă bună face. Deci Valeriu este un prieten bun de al nostru, a stat pe scaunul ăla de mai multe ori decât dumneavoastră, e prieten cu Teodora, cu șefa noastră de 1000 de ani. Și noi îl iubim ca pe fratele nostru și toți sperăm și sperăm. Da, și se vede foarte clar, din nefericire nu avem noi poate aici, în Suceava, oameni de genul acesta, dar poate îi vom importa de undeva. Sau poate da, din Botoșani, da. Valeriu, cu tot echipă. Domnule primar, timpul dă să expire, pentru că știu că aveți de... mai aveți treaba astăzi. Eu v-aș ține până... Da, v-aș ține până mult mai încolo, că e totdeauna o plăcere și o bucurie să fiți cu noi. Spuneți-mi ce nu v-am întrebat, ce ați vrea să ziceți și ce gânduri, în afară de realegere, aveți pentru anul ăsta. Nu, să fiți sănătoși, pace, un an mai bun decât celălalt și cred că mai multă liniște. Doamne ajută! Chiar dacă avem 4-5 rânduri de alegeri, dar... Cred că trebuie să fim mai buni și mai toleranți cu ce se întâmplă în jurul nostru. Spuneați război, să știți că dramele sunt uriașe și nu ne putem da seama ce se întâmplă. Când vedem, ne cutremurăm. Da, da. De aceea, sănătate încă o dată, bucurie și toate cele bune tuturor. Mulțumim de urări în numele celor care ne-au urmărit. Vă mulțumim și pentru prezență și... La rândul nostru vă dorim să vi se întâmple exact ceea ce doriți dumneavoastră. Mulțumesc! A fost alături de noi domnul primar Adrian Popoiu, tumnai de la Sireț venit aici și pe care cu oricare alt prilej îl așteptăm cu drag când consideră domnia sa că e ceva de zis. Îl rog să se autoinvite pentru că la noi oricum rămâne invitat permanent. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. O zi bună, o săptămână bună și un an cum n-ați mai avut până acum.